Din cercetări a reieșit că, începând cu luna martie acestui an, cei în cauză ar fi sustras produse petroliere din vagoane staționate într-o stație de căi ferate din municipiul Ploiești. Cantitățile sustrase erau fie comercializate, fie utilizate în interes propriu. Polițiștii au descoperit, la locațiile vizate, diverse cantități de benzină, motorină, ulei și cocks, precum și numeroase recipiente în care ar fi fost depozitate materiile sustrase. 6 persoane au fost reținute pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, urmând ca astăzi să fie prezentate cu propunerea de arestare preventivă.